să merg pe aici, uite, cu 40, înțelegi? Pentru că mașina e destul de înaltă. 2. Ce să vă zic, am aici un Logan, un Logan pe benzină, 1.4 GPL, da, am și gaz pe el și pot să zic că e cea mai bună investiție aia pe care am făcut-o până acum, pentru că efectiv pe mașina asta am dat nici mai mult, nici mai puțin de 50 de milioane. A fost mai scump telefonul ăsta, deci am dat 50 de milioane pe Loganul ăsta în care am mai băgat, să zic, o distribuție, ulei, filtru atunci când l-am luat, pentru că nu știam exact ce i-a făcut, ce nu i-a făcut. Mașina am luat-o la 155.000 de kilometri, are 182.000 acum, deci din iulie anul trecut până acum am făcut vreo aproape 28.000, aproape, are 182.977, deci aproape, 100, aproape 29.000. Ce să vă zic, nu are aer condiționat, ăsta ar fi singurul minus pe care îl are. Dar în schimb, credeți-mă, e foarte mișto. Deci vă jur, nu țin cont de absolut nimic, nu nu știu, gropi, speed bump, chestii pe drum, oameni, trec peste ei, adică nu am niciun fel de problemă, știi? Gen, e foarte mișto mașina, îmi place foarte mult. Deci am vrut Logan, deci eu mi-am luat Loganul ăsta atunci când am dat Golf-ul, nu știu câți dintre voi știu, pentru că nu l-am mediatizat foarte mult pe YouTube. Am avut un Golf 6 GTD pe care l-am dat în iulie și cu vreo două săptămâni înainte să-l dau, să-l pun la vânzare. De fapt nu, după ce l-am pus la vânzare sau un, în fine, mi-am luat Loganul ăsta. Loganul ăsta l-am găsit pe OLX la mine acolo Mioveni și i-am mai pus, evident că nu pot să stau fără muzică, l-am făcut full JBL cu Twitter din mătase, cu boxe care sunt pe 16, cu boxe în spate, e nebunie. I-am luat Sony exact cum am avut și pe modelul anterior, subwoofer un... Din păcate nu am găsit același model de JBL, dar am luat un Alpine care e oarecum echivalent cu ce am avut. Stația este mai bună față de ce am avut data trecută, atunci am avut un JBL, acum am un... nu știu, e un albastră, trebuie să mă uit pe ea. În fine. Deci, efectiv, asta e mașina, bă, românului, asta e mașina de mers în România, pentru că v-am zis, nu țin cont de absolut nimic. Uite, și pentru voi o să ocolesc un pic, nu o să merg pe aici pe drumul ăsta pentru că e un drum destul de bun, să zic așa. Uite, o să fac așa, știu că nu e bine ceea ce fac, îmi cer scuze la oameni că v-am ținut în spatele meu. O să mergem pe un drum unde mașina asta e efectiv menită să fie acolo. Deci pentru genul ăsta de drum e mașina asta făcută. V-am zis, asta e o filmare, este prima filmare din GoPro ăsta 10 pe care l-am luat aseară și am scos-o un pic ca să văd cum filmează, să văd dacă mai trebuie să mai reglești ceva, chestii. Deci, e de-aia treia, frate, am mai pus eu un vlog cu Loganul, cum să mergi cu Loganul pe autostradă, a strânit foarte multe controverse pentru că l-am dat și în grupul de Logan și am început să zic că nu știu ce, că... murim din cauza ta, că din cauza ta oameni și din că ține mâinile pe volan și nu știu ce și... Coaie, hai să fim serioși, clipul l-ai făcut la caterincă, înțelegeți? Adică când e vorba de mers serios, e vorba de mers serios, gen... În fine, nu comentez, lumea e cum e, dar n-am... Credeți-mă, nu mă interesează. În fine, vă ziceam de Loganul ăsta că efectiv e mașina românului. De ce? Pentru că are o întreținere foarte ieftină. Orice piesă la mașina asta costă 100 de lei în dezmembrări. Poate chiar și mai ieftin. Un portbagaj e 50 de lei, o are pe 70-90 la SRL, adică e foarte, foarte ieftine. La fel și, uite, am schimbat la ea planetarele. Mașina a avut o problemă cu planetarele, a avut burdufele sparte, vaselină out, n-a mai avut nimic acolo, s-au gripat. Mă rog, s-a gripat una, dar nu mai era mult nici la a doua. Și le-am schimbat pe amândouă. Am dat 230 de lei pe planetară, am luat două, deci am dat 460 de lei pe două planetare noi, marca Premier.
Evident, aftermarket, uite pe aici, asta e drumul în care, de care vă ziceam. Și le-am schimbat și merg cu ele și astăzi, gen, și... Deci ăsta e drumul unde e pun Loganul, frate. Mașina e înaltă. Și de ce e înaltă? Am eu impresia că pe față, deci proprietarul îi schimbase la ea amortizoarele și discurile și plăcuțele. Eu am impresia, acum e mai bun drumul, înainte nu era așa. Deci efectiv pe aici puteam să merg cu ATV-ul. Așa, proprietarul îi schimbase astea și eu cred că i-a pus pe față, corectați-mă dacă greșesc, amortizoare de diesel sau de MCV, ceva de genul, pentru că mașina e mai înaltă pe față, gen, e un pic așa, gen, e mai înaltă pe față, față de spate. Și e un avantaj. E un avantaj pentru că nu, v-am zis, nu țin cont la borduri, la speed bump-uri, la câini, oameni ce sunt pe drum. Așa. Și am fost cu ea la munte, am rupt-o în zăpadă, efectiv urcau ăia cu patrolurile, eu eram cu Loganul în spatele lor, desuflasem roțile pe față, mai aveam o atmosferă pe față. Deci am urcat cu Loganul ăsta și l-am rupt în ziua aia, încât am schimbat bucșile de la bara stabilizatoare. Mă rog, n-a fost aia, era de fapt un șurub care tot s-auzea, în fine. Dar le-am schimbat și pare și s-a simțit diferența, că era mult mai rigidă un pic. Aoleu, uite, deci efectiv, frate, aici e, ăsta e drumul unde e bun Loganul. Uite, unde merge ăsta cu Toyota asta, înțelegi? Deci unde merg ăștia cu Toyota, uite, sper că se vede drumul acum foarte bine. Deci efectiv unde merg ăștia cu Toyota, eu pot să-i dau a doua, înțelegi? Și să nu mă deranjeze, pentru că mașina asta este foarte... Ia uite pe ăsta cu Skoda, exact în aceeași categorie e și fata asta care merge așa cu ea. Deci efectiv nu mă deranjează, pot să merg pe aici, uite, cu 40, înțelegi? Pentru că mașina e destul de înaltă, cauciucurile sunt destul de groase și efectiv nu mă deranjează, frate, pentru că nu simt absolut nimic. Într-adevăr, ziceți unica, păi suce mecanica, așa, și e foarte ieftină. Asta zic, aici vreau să ajung, este foarte ieftină de întreținut mașina asta și este perfectă. Deci nu mă dau înapoi de la cuvântul ăsta, e perfectă pentru București. Ți-o zgârie. Mi-a furat catalizatorul ăia. Ae! Life goes on. Da, mi-a furat catalizatorul ăia. Acum are downpipe, pot spune. Haideți să facem un test așa, 0-100, nu știu. Dar nu știu dacă o să vadă gen acum. Să vedem așa ce plecare are. Ia, îi dăm blană. Doi. Mamă, rupe fâșul. Cuplu de betonieră. 3. 80. N-am apucat să mai fac 0-100. Dar prindeam probabil până aici. Da, mă, deci e fâșinată mașina pe viteze scurte, până la 80. Adică v-am zis, e foarte bună pentru București. La borduri, ți-o zgârie, îți dă cu ușile, nu știu ce se poate. Adică am curaj să las, mașina asta descuiată, pentru că nu umblă nimeni în ea, nu are ce să fure. E efectiv o răpciugă de mașină. Pe afară o să vă arăt cum arată. Nu e cea mai, în cea mai wow stare pe care o poate avea o mașină. Și pana mea, nu știu, e ok. Legat de consum, hai să vă zic și consumul. Consumul, ha, bă, că ai liber banda asta, bă, mor păște. Așa, consumul este pe București, la pompă îl fac, da, la gaz. Eu sunt și genul de persoană care, uite, schimba la 2000 de ture, 2200 de ture, adică gen, merg cu ea foarte econom, să zic. Mă rog, când e de depășit și astea, îi dau de, îi sar pistoanele pe capotă, dar gen, merg băbește cu ea când nu mă grăbești așa, adică plejer, știi? Și am un consum de 10 aproape. Făcut la pompă, deci nu vise. Deci un consum de 10 făcut la pompă. Când am fost să fac revizia la gaz, mi-a zis să, pe oricum motoarele astea consumă 11, 12, 13 în oraș, fac eu, poftim. Eu îl fac la pompă și am 10, 9,88, 9,90, 9,33 pe oraș. Și acum zice, a, păi tu ești ăla de încurcă traficul. Nu sunt eu ăla de încurcă traficul. Merg efectiv cu traficul, ba chiar uneori merg și mai tare și îi depășesc pe toți și mă bag între toți. Adică nu am grețuri de genul că să merg economic sau chestii. Dar efectiv, nu știu, atât scoate. Și la drum lung am făcut turul României cu ea, am avut pe gaz 7,1. Tot la pompă făcut. Deci am făcut turul României, imaginați-vă voi perioada de când
în vară, vă zic, de când era gazul 3 și 15 în cel mai scump loc posibil. Deci era 3 și 15, era 3 și 15 și acum e 4,95, 3,95, scuze. Deci în perioada aia am făcut turul României, adică în iulie, august, nu știu cât, adică august, da. În fine, deci cam atunci. Și a mers toată România, nu știu, cu 6 milioane jumate, 7, nu știu. În fine, deci foarte ieftin. Am mai făcut turul României încă o dată în 2018 și am mers cu Loganu, cu Holland, cu ăla gri, 1.5, care tot la fel am cheltuit 600 de lei pe motorină tot turul României. Și da, mă rog, aveam aer condiționat. Asta era un plus. Anyway, mașina asta este perfectă. Și am făcut vlogul ăsta odată de test, să văd cum filmează GoPro și cum se vede pe YouTube cu setările pe care le fac eu. Dar și odată să vă prezint Loganul ăsta, frate, care e, ți-am zis, cea mai bună alegere pe care am avut-o până acum. Da, am avut și GTD-ul ăla, am avut și o Cupra, am dat-o acum o lună. Mă întrebați de ce am dat Cupra, se poate și mai bine de atât. O să fie și mai bine de atât. Da, momentan e bun Loganul. Credeți-mă, e super. Mă bag și repede sau? E școală și... Așa. Ok, o să trag aici pe dreapta. Mă rog, o să intru de fapt aici pe dreapta, că o parchez fix aici pe undeva. Uite, fix aici o bag, pentru că Loganul, da, asta e făcut, frate. Efectiv pot să merg pe aici fără niciun fel de greață, pentru că nu ating nimic. Da, mai, haide să vi-l arăt. Da, am decupat în fețele de uși. Dacă asta vi se pare ciudat. Deci, ăsta e Loganul, frate. Sper să vadă bine pe cameră, nu am verificat. Ăsta e Loganul, v-am zis, e mai ridicat de față un pic. Cam cu atât am văzut față de un Logan normal, l-am pus gen oglindă lângă oglindă. Și asta mă ajută foarte mult. V-am zis, nu e în cea mai bună stare, am oglinzi de MCV, mă rog, de facelift sau de MCV, nu? Care aici un pic de luv la bară, dar gen așa vineri din fabrică. Spoiler ca să apese pe el, da, să, pe autostradă să-i facă downforce, să nu plece curul. Un pic de kit pe aici, partea asta schimbată, da, în rest, credeți-mă, geamuri ionizate, în schimb, credeți-mă că e gen, haide să vă arăt și la motor. Ultima oară o spălasem la motor, că era gen foarte jegoasă, ca am un carenaj pe partea acolo, care spar și intră pe acolo nămol și chestii. Haideți să vă arăt și la motor. Cam așa arată la motor. După ce o spălase, m-arăta mult mai bine. Mă întrebați cum spăl motorul, păi acoperă aici cu o pungă și aici cu o pungă, frumos, la calculator acolo, și încep să-i dau jet. Motorul pornit, da? Încep să-i dau jet, îi dau cu spumă de aia și cu care are și presiune, după aia dau cu spumă simplă, gen să... Uite, vedeți, pe aici, uite, pe acolo, pe undeva am spartă la, nu știu dacă se vede, în fine. Da, și... Păi, dau și n-are nici fel de treabă, motorul pornit, înțelegi, adică e super, da. Și cam atât cu vlog testul de astăzi. Ca titlu o să fie, mi-am luat Logan, cea mai bună mașină pentru București. Nu știu, nici știu dacă o să-l postez, dacă o să-l postez, foarte bine. Uitați-vă la el, nu uitați să vă abonați, să-mi dați un like la videoclipul ăsta, da? Și un comentariu, poate vreți să facem episod de noi cu Loganul, să vă, sunteți ceva, aveți vreo întrebare, vreți, uite, pisica pe aici, cum i-a zgâriat mașina. Da, nu mai zic nimic, nu e problemă. Da, poate aveți nevoie de vreo întrebare, vreo nelămurire, da, despre Logan. Eu vă stau la dispoziție, eu sunt Fabian și ne vedem data viitoare. Ciao!